Iubiții mei, fii duhovnicești, Bunul Dumnezeu ne-a învrănicit să prăznuim și în acest an nașterea Domnului nostru Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul dintre ime care s-a deșertat pe sine pentru răscumpărarea neamului omenesc, născându-se din Fecioara Maria într-o peșteră de la marginea Betleemului întruparea și nașterea Mântuitorului din Fecioara Maria nu s-a făcut după legile firii Conceperea sau zămislirea s-a făcut prin lucrarea dumnezeiască a Tatălui și a Duhului Sfânt. Sfântul Arhanghel Gavrile a binevestit Fecioarei Maria prin cuvintele Duhul Sfânt se va pogori peste tine și puterea celui prea înalt va umbri. Pentru aceea, Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Din Sfânta Evanghelie de la Luca, capitolul 1, versetul 35. Sfântul Evanghelist Matei, după ce scrie Cartea Neamului lui Isus Hristos, mărturisește. Iar nașterea lui Isus Hristos a fost așa. Maria, mama sa, fiind logodită cu Iosif și fără să fi fost ei împreună, S-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. Sfântul Evanghelist Matei scrie în capitolul 1, versetul 18. Observând-o pe Fecioara Maria, că este îngreuiată și nevoind să o vădească, dreptul Iosif, bătrânul Iosif, a vrut să o lase pe ascuns. Matei, capitolul 1, versetul 19. Se știe drept și temător de Dumnezeu. Nu înțelegea cum a fost posibil ceea ce constata. Îngerul Domnului i s-a noaptea în vis și a grăit. Iosif e fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logonica ta, că ce s-a zămislit în trânsa este de la Duhul Sfânt. Matei, capitolul 1, versetul 20. Datorită mari iubiri față de oameni. Dumnezeu a rânduit ca să vină El, Mesia cel mult așteptat de neamuri, facere 49 cu 10. Și profeții de prorocii Vechiului Testament, Mântuitorul Lumii, Surpătorul Păcatului, dorește, aduce omenirii binecuvântarea care îndepărtează întristarea și durerea deoarece El dorește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. 1 Timotei, capitolul 2, versetul 4 Dragostea nemărginită a lui Dumnezeu pentru neamul omenesc a fost evidențiată de Sfântul Evanghelist Ioan care scrie Căci Dumnezeu așa de mult a iubit lumea încât pe unul născut fiul tău său l-a dat ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan, capitolul 3, versetul 16. În același sens, Sfântul Apostol Pavel scria, Dar Dumnezeu își arată dragostea lui față de noi prin aceea că pentru noi Hristos a murit când noi eram păcătoși. Roman, capitolul 5, versetul 8. Într-o noapte înstelată a lunii decembrie, un înger trimis de Dumnezeu se arată unor păstori care păzeau vitele nu departe de Betleia. Acesta, văzându-i cu inimile cuprinse de frică pe păstori, le-a zis cu multă blândețe, Nu vă temeți, că iată vă binevestez vouă o bucurie mare care va fi la tot poporul, că vi s-a născut astăzi mântuitor care este Hristos Domnul în cetatea lui David. Luca, capitolul 2, versetele 10 și 11. După anunțarea acestei vești minunate, mulțime de îngeri au psalmodiat prima colindă. Slavă întru cei de lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Luca, capitolul 2, versetul 14. Este prima cântare îngerească care exprimă marea bucurie datorată întrupării Fiului Lui Dumnezeu. An de an, sărbătoarea nașterii pruncului Isus, Mântuitorul Lumii, Ioan capitolul 4, versetul 42. Omenirea se bucură asemenea cetelor îngerești. Fiul lui Dumnezeu din ceruri acceptă să devină fiul omului și să dăruiască omenirii răscumpărarea. Pe Domnul nostru Iisus Hristos, Dumnezeu l-a rânduit jertfă de ispășire, Roman, capitolul 3, versetul 25, ca să surpe prin moartea sa pe cel ce are stăpânirea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe acei pe care frica morții îi ținea în robie toată viața. Evrei, capitolul 2, versetele 14 și 15. Starea untrică de fericire, bucuria, mulțumirea exprimate de fiecare creștin se datorează izvorului bucuriei noastre, care ne oferă posibilitatea de a avea parte de împărăția sa. Bucuria din inimi este trăită în aceste sărbători de buni creștini care participă la slujbele de preaslăvire, precum și în momentul împărtășirii cu trupul și sângele Domnului în aceste sărbători. Bucuria este exprimată an de an prin împărțirea de darul celor mici care așteaptă cu nerăbdare Crăciunul. Bucuria este exprimată prin colindele și cântecele de stea care au fost transmise prin posturile de radio ale bisericii, prin intermediul televiziunii Trinita sau prin intermediul mijloacelor de informare. Iubiți fii duhovnicești, în acest an, care se apropie de sfârșit, omenirea de pe fața întregului Pământ a dus și încă duce o luptă grea cu o molimă despre care nu s-a auzit. Mulți semeni de ai noștri au fost infectați. Unii, prin mila lui Dumnezeu, s-au făcut sănătoși, alții, din nefericire, nu mai sunt printre noi pentru a se bucura de sărbătoarea nașterii Domnului. Suferința care a adus stări de panică, uneori chiar de depresie, pierderea unor rude sau prieteni asemănat în imile multora dintre noi, multă frică. O mică răceală, o banală durere de cap, sunt urmate de teama că poate ne-am infectat. Cu surprindere se observă că la bucuria pe care am trăit-o an de an la aceste sărbători, în multe inimi se adaugă acum frica și anumite stări legate de ea, cum ar fi neliniștea, teama, anxietatea, angoasa, spaima manifestată prin multă agitație interioară și exterioară. În felul acesta acesta, viața de zi cu zi a fiecăruia dintre noi, devine din ce în ce mai chinuitoare, cu toată grija pe care o depune în fiecare pentru a ne proteja, respectând cu atenție îndrumările recomandate de specialiști în medicină. Este de dorit ca această frică să nu ne afecteze sau dacă este posibil să scăpăm definitiv de ea. În continuarea acestui cuvânt pastoral, vom prezenta câteva leacuri duhovnicești desprinse din învățătura de credință, care să ne ajute pe noi să scăpăm de această frică, indiferent de cauzele care o provoacă, acum de molimă sau alte cauze. Un prim leac duhovnicesc care ne ajută să scăpăm de frică îl reprezintă credința puternică în Dumnezeu. Credința puternică ne întărește, ne aducem în inim liniștea și nădejdea că Dumnezeu ne ajută. El însuși a promis. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Evrei, capitolul 13, versetul 5. Iar Sfântul Pavel ne învață. Având bună îndrăzneală să zicem, Domnul este într-ajutorul meu, nu mă voi teme. Evrei capitolul 13 versetul 6. Tot creștinul ce crede cu tărie în purtarea de grijă a lui Dumnezeu simte în inimă o siguranță că va primi de la El ajutor în momente grele. Credința puternică în pronia divină îndepărtează de la om frica de, de necunoscut. El nu se teme de împrejurările vieții, nu se teme de invidia dușmanoasă a oamenilor răi, nu se teme de încercările aduse de vrăjmașul diavol, nu se teme de boală, nu se teme de moarte. Nădejdea că Dumnezeu ne ajută dacă vom avea credință ferbinte a fost exprimată în Psalmul 26 prin cuvintele Domnul este luminarea mea și mântuirea mea, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? De s împotriva potriva mea oștire, nu se va înfricoșa inima mea. Psalmul 26, versetele 1, 2 și 5. Nădejdea în ajutorul lui Dumnezeu a fost exprimată de psalmist prin cuvintele că de voi umbla în mijlocul morții, nu mă voi teme de rele, că tu cu mine ești. Psalmul 22, versetul 4. Evagrie Ponticul scria cu toată convingerea că în inima unde este credință neclintită nu pot pătrunde bântuielile fricii. Sfântul Isaac Sirul, cunoscut părinte filocalic, ale cărui scriere au fost traduse în limba română de Părintele Dumitru Stăniloae, constată următoarele. Când vede omul că inima lui nu are liniște din partea fricii și tremuratului, va înțelege și va cunoaște că această frică îi arată că este lipsit de altcineva care să-l ajute, căci inima dă mărturie prin frica ce o apasă și o războiește înăuntru, că îi lipsește cineva, adică ajutorul lui Dumnezeu, Cel ce izbăvește. Credința și nădejdea că Dumnezeu ne, ne va ajuta să scăpăm de molimă și de frică, sporește prin multă rugăciune. Rugăciunea pe care o facem, însoțită de închinăciuni și de metanii, precum și vorbirea cu Dumnezeu în Sfânta Biserică unde participăm la slujbe, Reprezintă un mijloc potrivit de a scăpa de orice frământare și neliniște. Ava Ioan din Singurătate zice că dacă cerem insistent lui Dumnezeu, El ne ajută și ne dă putere să scăpăm de frică. Prin rugăciune, omul intră în comuniune cu Dumnezeu, simte liniște de plină și teama. De orice fel ar fi, nu îi se poate strecura în suflet. În Patericul Egiptean se povestește că Ava Teodor al Fermei întreba dacă se te va teme în cazul în care va veni peste el vreo nenorocire, a dat răspunsul următor. De se va lipi cerul de pământ, Teodor nu se teme, că s-a rugat lui Dumnezeu ca să depărteze de la el frica. Rugăciunea trebuie făcută cu străpungere de inimă și cu lacrimi. Sfântul Ioan Scăraru spune că cei ce se roagă cu lacrimi nu se spiere de duh și nu sunt stăpâniți de frică. Leacul cel mai puternic ce ne poate salva de stările provocate de frică, deznădejde și depresie îl reprezintă rugăciunea inimii sau rugăciunea lui Isus care aduce omului nădejdea că va primi mult ajutor de la Dumnezeu. Întrarmează-te cu rugăciunea, zice Sfântul Ioan Scărarul. Întinde mâinile în sus și biruiește pe vrăjmași cu numele lui Isus, căci nu în cer și pe pământ nu este armă mai tare decât rugăciunea. După primirea ajutorului dumnezeiesc, cel vindecat, cel temăduit, se cuvine să îi aducă rugăciune de mulțumire. Același părinte filocalic spunea, izbăvit de boală, prea slăvește pe cel ce te-a izbăvit, căci mulțumindu-i te va acoperi în veci. În aceste momente de grea încercare suntem îndaturați să ne rugăm pentru semenii noștri, care trec prin momente grele. Rugăciunea pentru aproapele îndepărtează frica de la cei ce se roagă. Ne învață autorul scării. Nu refuza când ți se cere să te rogi pentru suflet, ca chiar dacă n-ai dobândit rugăciunea, căci credința celui ce o cere pe aceasta a mântuit pe cel ce se roagă cu zdrobire de inimă. Un alt mijloc ce ne ajută mult să îndepărtăm frica de la noi, îl reprezintă virtutea zmereniei, care este în strânsă legătură cu rugăciunea neîncetată. Sfântul Isacrasiul spune că cel ce vrea să fie izbădvi de frică trebuie să se roage pentru a dobândi zmerenie. Cu viosul Isihie, Sinaitul, ne îndeamnă pe toți să ținem de rugăciune și de zmerenie, de aceste două care, împreună cu Trezvia ne înarmează împotriva diavolilor ca o sabie de foc. Căci fă, făcând așa, putem să prăznuim în fiecare zi și în fiecare ceas din inimă, în chip tainic, o sărbătoare a bucuriei. În scrierile părinților filocalici se vorbește, printre altele, dezmerita cugetare, virtute, cu ajutorul căruia se îndepărtează de la noi frica. Părintele Dumitru Stăniloae spune că desăvârșirea zmereniei stă în a răbda cu bucurie în vinuirile mincinoase. Sfântul Isaac Siru ne învață că dacă vom înmulți rugăciunea, vom avea zmerită cugetare în inimă. Omul simte în același timp că este înconjurat de ajutorul lui Dumnezeu. Simte o putere de încredere ce se mișcă în inima sa, putere care îl face să nu se mai teamă de nimic, ci numai de Dumnezeu, trăiește momente de odihnă și bucurie duhovnicească. Ava Dorotei de Gaza precizează că cel ce vrea să scape de tulburare și de frică, să aibă adevărata liniște a sufletului, să învețe zmerita cugetare și va vedea că în ea este toată bucuria și toată slava. Și toată odihna. Sfântul Isaac Sirul clar spune că cel zmerit la suflet nu se tulbură când este nedreptățit, nici nu se apără de lucrul de care a fost nedreptățit. Primește calumnia ca adevăr și nu se îngrijește să convingă pe oameni că a fost calumnia și cere iertare. Sfântul Ioan Scăraru spune că zmerită cugetare arată nu cel ce se defaimă pe sine, ci o cărât fiind de altul, nu-și micșorează dragostea față de acesta. Deducem din cele arătate că dragostea și iubirea față de aproapele aduc liniște și îndepărtează stările de tulburare și frică. Că iubirea dezinteresată a aproapelui alungă frica, ne-o spune însuși Sfântul Ioan Evanghelistul, în iubire nu este frică, ci iubirea desăvârșită alungă frica, pentru că frica are cu sine pedeapsa, iar cel ce se teme nu este desăvârșit în iubire. 1 Ioan capitolul 4, versetul 18 Sfântul Ioan Scăraru preciza că cel ce s-a umplut de iubire nu mai poate fi vătămat de frică. Iubiți frați creștini, din cele arătate concludem că, prin credință, rugăciunea lui Isus, zmerită cu iubire față de Dumnezeu și de oameni, putem să alugăm frica din inimile noastre pentru a ne bucura duhovnicește acum, la nașterea Domnului, în anul nou care se apropie și în toți anii vieții noastre. În afară de această frică, ce mă și provoacă multă agitație lăuntrică, menține de uneori provoacă atacuri de panică, mai există o frică care folosește. Este o frică mântuitoare sau neliniște mântuitoare numită de Sfinții Părinți, frica de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu îndepărtează de la om pe cea chinuitoare la care ne-am referit. Prin urmare, această frică benefică folositoare reprezintă un mijloc bun împotriva temerii. Un părinte zicea că cel ce are frică de Dumnezeu, chiar dacă locuiește sau lucrează cu oameni răi, nu se teme. În Vechiul Testament sunt învățături care arată importanța fricii de Dumnezeu. Astfel, în Cartea Psalmilor ni se spune, Frica de Domnul este începutul înțelepciunii, Psalmul 110, versetul 10. Iar înțeleptul Solomon, fiul lui David, zice Începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu și priceperea este știința celui prea înalt. Proverbe, capitolul 9, versetul 10 Frica de Dumnezeu este izvor de viață ca să putem scăpa de cursele morții. Proverbe, capitolul 14, versetul 27 De asemenea, Iisus Irah în cartea sa ne spune că Rădăcina înțelepciunii este a se teme de Domnul, iar ramurile ei lungime de zile. Și frica Domnului toate le covârșește și cel care o ține pe ea nu se va vătăma. Există o frică de Dumnezeu numită începătoare, vizibilă a cei care sunt la începutul urcușului duhovnicesc. Ea constă în temerea omului că va pierderi mântuirea sufletului și împărăția lui Dumnezeu. Pierderea mântuirii înseamnă primirea după moarte sau chiar din tipul vieții a pedepsei pentru păcatele săvârșite și simțământul că pierde starea de comuniune cu Părintele Luminilor. Dumnezeu nu vrea să-L sperie pe om și să-I inducă frica în inimă, însă, după săvârșirea păcatului, conștiința omului îi creează niște stări firește de teamă, în urma cărora se hotărăște să nu mai păcătuiască, prin căință singeră și pune început bun. Marco Ascetul scrie că frica de Dumnezeu ne silește să ne luptăm cu păcatul. Însă noi, începând lupta, dobândim în același timp și Harul lui Dumnezeu și avem posibilitatea de a ne câștiga liniște lăuntrică. Același părinte precizează că slava de șartă, iubirea de argint și plăcerea nu lasă facerea de bine nepătată și de nu s-a topit mai înainte prin frica de Dumnezeu. Petru Damaschin, un, un alt părinte filocalic, spune că frica de Dumnezeu aduce păzirea poruncilor, adică rugăciunea cu lacrimi. Frica de Dumnezeu aduce blândețe, zmerită cugetare. Din acestea se naște puterea de a deosebi. Din aceasta străvederea sau puterea de a putea prevedea greșeli viitoare și de a înlătura din vreme prin curățirea inimii datorită experienței și amintirii celor de mai înainte și a celor prezente și a celor săvârșite din nebăgare de seamă și de în aceasta nădejdea. Iar din aceasta, neîmpătimirea și dragostea de sfârșit. Sfântul Simeon, noul teolog, ne învață că frica de Dumnezeu îndepărtează de la noi pe diavoli. Cel ce se teme de Domnul nu are frică de asaltul diavolilor, nici de neputincioasele lor atacuri, nici de amenințările oamenilor răi, fiindcă, în întregime, fiind în întregime ca o flacără sau ca un foc arzător ce străbate zi și noapte de jur împrejur, locuri împrejur locurile ascunse și întunecate, frica de Dumnezeu pune diavolii pe fugă. Că fug mai degrabă aceea de el decât el de aceea, ca să nu fie arși de flacăra învăpăiată a focului Dumnezeu ce țâșnește din el. Sfinții părinți ai bisericii, în special părinții niptici, au arătat că de la frica de Dumnezeu, omul care scapă de orice neliniște ajunge la dragostea de Dumnezeu. Ava Dorotei de Gaza mănunchează învățătura părinților. El spune că este o frică începătoare și una desăvârșită. Una este a începătorilor, cum ar spune cineva a cinstitorului de Dumnezeu, iar alta a celor sfinți și desăvârșiți, a celor ce au ajuns la măsura iubirii. De pildă, cineva face voia lui Dumnezeu din frica de chinuri. Acesta, cum am spus, e încă începător. El nu face încă binele pentru el însuși, ci de frica bătăilor. Altul face voia lui Dumnezeu iubindu-L pe Dumnezeu însuși, dorind în chip deosebit să-i placă lui Dumnezeu. Acesta știe ce este binele însuși, acesta a cunoscut ce înseamnă a fi cu Dumnezeu. Acesta este cel ce are iubire adevărată pe care Sfântul o numește desăvârșită. Și această iubire l-aduce pe el la frica desăvârșită. Unul că acesta nu se mai teme și păzește voia lui Dumnezeu, nu de frica pedepsei, pe cum am spus, pentru că a gustat din dulceața de a fi împreună cu Dumnezeu. Îi este frică să nu cadă din ea, îi este frică să nu fie lipsit de ea. Aceasta este frica desăvârșită care se naște din iubirea aceasta. Același părinte filocalic scrie că dacă deși cineva se abate de la rău, de frica pedețe, precum sluga care se teme de stăpân, atunci el vine pe încetul la săvârșirea binelui și făcând binele, vine la nadejdea unei răsplăți oarecare pentru lucrarea binelui. Precum nădăjduiește simbriașul. Iar stăruind, cum am zis, la fuga de rău, din frică, el se aseamănă robului și făcând binele din nădejde ca simbriașul petrecând cu Dumnezeu timp îndelungat în bine, se unește prin aceasta, pe măsura acestei petreceri cu Dumnezeu și de ce îl gustă și ajunge la o simțire oarecare a însuși bine lui adevărat și nu mai voiește să se despartă de el. Căci cine îl va putea despărți pe el, cum a zis apostolul de dragostea lui Hristos? Atunci ajunge la măsura fiului și iubește binele pentru el însuși și se teme pentru că îl iubește. Și aceasta este frica cea mare și desăvârșită. Sfântul Simeon, noul teolog, scrie Credința și frica de Dumnezeu, păzirea poruncilor lui, ne răsplătesc pe măsura curățirii noastre. Căci în măsura în care ne curățim, ne ridicăm de la frica de Dumnezeu la dragostea de El și înaintând, ne mutăm, așa zicând, de la frică la iubirea de Dumnezeu. Părinții filocalici, Cali și Ignatic Santopol, spun următoarele. Iar frica este toiagul părintesc care ne călăuzește pe noi până ce vom ajunge la raiul duhovnicesc. Și când vom ajunge acolo ne lasă și ne departează. Căci raiul este iubirea lui Dumnezeu în care se află dulceața tuturor fericirilor. Și iarăși, precum nu este cu putința trece marea cea mare fără o corabie sau o luntre, Așa nu poate străbate cineva spre iubire fără frică. Marea acoperită de aburi sărați, așezată între noi și raiul gândit cu mintea, o putem trece cu corabia pocăinței care are ca vâslaș frica. Dacă vâslașii aceștia ai fricii nu cărmuiesc corabia pocăinței prin care străbate marea lumea acestea spre Dumnezeu, ne cufundăm în mare acoperită cu aburii sărați. din credincioși, sărbătoarea nașterii Domnului rămâne un prilej de bucurie duhovnicească, fiindcă Fiul lui Dumnezeu a venit în lume ca lumea viață să aibă din belșug. Însuși Mântuitorul a spus despre sine, eu sunt calea adevărul și viața. Ioan capitolul 14, versetul 6. Și aceasta trebuie să ne bucure, fiindcă avem nădejde că mergem pe cale cu cel născut din Fecioara Maria și la sfârșit vom moșteni viața veșnică. Sfântul Ioan Evanghelistul zice că Dumnezeu este iubire. 1 Ioan capitolul 4, versetul 16 Din această iubire față de neamul omenesc ne-a răscumpărat din robia păcatului și din osânda morți. Știind că Dumnezeu ne iubește, să ne punem nădejdea în ajutorul Lui, îndepărtând din inimile noastre frica. Cu inimile pline de zmerenie să-i mulțumim pentru tot ajutorul, începând noul an cu credința și cu speranța că va fi mai bine. Iisus Hristos a spus Sfinților Apostoli, Nu vă voi lăsa orfani. Ioan capitolul 14, versetul 18 iar pe muntele măslinilor, când s-a despărțit trupește de el, a promis. Iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor, Matei 28, 20. Prin urmare, nu suntem singuri în, singuri în acest pelerinaj și nu se cade să ne lăsăm cuprinși de teamă, ci cu credința că Fecioara Maria și toți Sfinții se roagă pentru noi, cu bucurie vom sărbători și cu evlavie pe Sfântul Nicodem de la Tizmana, ocrătitorul episcopiei și al județului nostru, cel care s-a rugat pentru întepărtarea ciumei care bântuia în vremea sa. În ziua de 27 decembrie ne vor ruga Sfântului Arhidiacon Ștefan, model de iubire a vrăjmașilor, iar în ziua de 1 ianuarie la anul nou, odată cu prăznuirea tăierii în a pruncului Isus, vom sărbători pe Sfântul Erar Vasile cel Mare, model de filantropie creștină. După ce vom merge cu Domnul Iisus Hristos la râul Iordan în ziua de 6 ianuarie, în ziua următoare îl vom preznui pe Sfântul Ioan Botezătorul, cel ce ne îndeamnă pe toți la pocăință. Fiecare dintre noi să fim mai hotărâți în a lucra cu spor la împlinirea virtuților și ferindu-ne de orice păcat, să sporim în dragostea de Dumnezeu și de aproapele. Cel mai puternic simțământ care să ne stăpânească în aceste zile să fie simțământul de bucurie, de pace lăuntrică și nădejde în ajutorul lui Dumnezeu în anul pe care îl vom începe. Încheie această scrisoare pastorală rugând pe Bunul Dumnezeu să vă întărească, să nu aveți frică de nimic, să vă învrednicească și să ne învrednicească pe toți să putem pretrece Sfintele Sărbători ale nașterii Domnului Anul Nou și Bobotezei în deplină sănătate, cu liniște lăuntrică, cu nădejde și bucurie, prin rugăciune, la mulți și binecuvântați ani.